Hello everyone, happy Sabbath. Bună tuturor, sabat fericit. If you kneel with me, we'll start with a silent prayer. Să îngenunchem și să începem cu o rugăciune în taină. Amen. So it has been quite some hours now. Au trecut câteva ore acum. So perhaps not everyone was watching Daniel's presentation earlier. Poate nu au văzut cu toții prezentarea lui Daniel de mai devreme. If you haven't, please do. Dacă cumva nu ați văzut-o, vă rog să o faceți. My words, his words cannot be substituted for mine. Cuvintele sale nu pot fi înlocuite de către ale mele. So I will not attempt it. Și nici nu încerc așa ceva. But I would encourage you to please watch. Și vă încurajez să vă uitați la prezentarea lui. We were both inspired and encouraged by his testimony. Am fost atât inspirați cât și încurajați de mărturia lui. I have a feeling that everyone or most people will anticipate or have anticipated what I'm about to say. Am sentimentul că cei mai mulți dintre voi au anticipat sau anticipează ce voi zice în continuare. We come to the reform line of the priests. Am ajuns la linia de reformă a preoților. We understand it consists of four dispensations. Înțelegem că este compusă din patru dispensațiuni. Plowing, early rain, latter rain harvest. Aratul, ploaia timpurie, ploaia târzie, semănatul. 1989, 2001, 2014, 2019 și 2021. Within every dispensation there is an increase of knowledge and a formalization. Și în cadrul fiecărei dispensațiuni există o creștere a cunoștinței și o formulare. God, how to spread knowledge, spell knowledge. Am uitat cum se scrie. It's not a good start. Nu e un început prea bun. When was our increase of knowledge? Când a fost creșterea cunoștinței pentru noi? It was an internal message combining with an external event. A fost un mesaj intern combinat cu un eveniment pe plan extern. The internal message was the Apis bull that began there. Mesajul pe plan intern a fost aurul Apis, care a început în acea perioadă la atunci. It's interesting that the Apis bull takes us back to paganism. Este interesant cum chiar taurul Apis ne-a condus înapoi la păgânism. Which is our subject for this camp meeting. Care este de fapt subiectul acestei tabere. Connecting with an external event. Conectat cu un eveniment pe plan extern. The death of George Floyd. Moartea lui George Floyd. Counter-revolution. Contra-revoluția. What I suspect most people already know is we're in the formalization now.
Ceea ce suspectez sau cred că știți deja cu toții, acum suntem în timpul formulării soliei. This camp meeting marking the internal formalization of the message. Și această tabără marchează formularea pe plan intern a soliei. So I wasn't going to mention that till tomorrow, but I think everyone already knows. Nu am vrut să menționez asta decât mâine, dar cred că deja știu cu toții. The Taliban have taken over Afghanistan twice now. Talibanul a cucerit Afganistanul deja de două ori până acum. Connects to the 1979-1989 Afghanistan War. Are legătură cu războiul din Afganistan din anii 1979-1989, cei 10 ani. Began to form after 1989. Talibanul a început să se formeze după 1989. When did they take Afghanistan? Și când au cucerit Afganistanul? 1996. În 1996. A short time ago they took it for the second time. Și cu câteva zile în urmă l-au cucerit pentru a doua oară. So at the beginning of our reform line. Așa că la începutul liniei noastre de reformă. In the plow, în timpul aratului. The formalization of the message. Când a fost formularea mesajului, formularea soliei, the Taliban took Afghanistan. Talibanul tocmai a cucerit Afganistanul. And the Taliban and their associates we can trace all the way from 1979 through our reform line. Și Talibanul și cei asociați cu el pot să fie urmăriți din 1979 pe tot parcursul liniei noastre de reformă. 2014, îi vedem în 2001, 2014 și cu siguranță în 2019. We come over to the harvest. Ajungem acum la timpul secerișului. And they retook Afghanistan. Și ei au cucerit din nou, au preluat din nou controlul asupra Afganistanului. They took it in a day. Și l-au cucerit într-o singură zi. What day did they take the capital? Și în ce zi au cucerit capitala? And sat in the seat of the president. Și au stat pe scaunul președintelui. They entered and then took the capital on the 15th of August. Au intrat și au cucerit capitala pe data de 15 august. What is the 15th of August a symbol of? Ce simbolizează data de 15 august? Formalization of the message. Formularea soliei. Take no joy in the progress of the Taliban. Nu vă bucurați de progresul talibanului. Any more than the events on September 11, 2001. Așa cum nu v-ați bucurat nici de evenimentele din 11 septembrie 2001. We have to see the prophetic fit. Însă trebuie să vedem cum se potrivesc din punct de vedere profetic. But God is showing us where we stand in history. Pentru că Dumnezeu ne arată locul în care stăm, poziția noastră în istorie. Through an understanding of parables and reform lines. Prin înțelegerea parabolelor și a liniilor de reformă. We've had the event for the increase of knowledge of the harvest. Am avut evenimentul pentru creșterea cunoștinței a dispensațiunii secerișului, which coincided with the opening up of a message, care a coincis cu deschiderea unei solii. Through this time we've also seen the rise of the Taliban as the US began to withdraw. Și în această perioadă de timp am văzut cum s-a ridicat Talibanul în timp ce Statele Unite și-au retras trupele. August, which symbolizes the Exeter camp meeting they took Kabul. Și în 15 august, care este un simbol pentru tabăra Exeter, ei au cucerit Kabul, capitala. So we recognize that we are in the formalization of the message. Așa că recunoaștem, observăm că suntem în timpul formulării soliei. As the disciples in the upper room started to understand the implications to the parables of Christ. Și la fel cum ucenicii în camera de sus au început să înțeleagă
Implicațiile învățăturii Domnului Hristos. The implications of using parable methodology. Implicațiile folosirii metodologiei prin parabole. Combined with correctly understanding history. Combinată cu înțelegerea corectă a istoriei. We spent most of the last 14-15 months. Am petrecut cea mai mare parte din ultimele 14-15 luni demonstrating that to understand Adventism, we have to understand the history of Protestantism. Demonstrând că pentru a înțelege adventismul, trebuie să înțelegem corect istoria protestantismului. What we are recognizing now, lucrul de care ne dăm seama acum, if we want to understand ancient Israel, we have to understand the history of paganism. Este că dacă vrem să înțelegem corect Israelul antic, trebuie să înțelegem și istoria păgânismului and the mindset of paganism. Și mentalitatea păgânismului. And misunderstanding that history is as destructive as using the wrong methodology. Și o înțelegere greșită a istoriei este la fel de distructivă, de dăunătoare ca și folosirea metodologiei greșite. We need to understand ancient Israel. Trebuie să înțelegem Israelul antic. Because if we come to the subject of gay marriage, pentru că dacă ajungem la subiectul căsătoriilor gay, no one's going to give you an Ellen White quote. They're going to give you a Bible verse. Nimeni nu va veni cu un citat din Ellen White, ci toți vor veni cu versete din Biblie. So if we want to understand Adventism, we have to understand Protestantism. Așa că dacă vrem să înțelegem adventismul, trebuie să înțelegem protestantismul. And if we're going to understand Genesis to Revelation, we have to understand paganism. Și dacă vrem să înțelegem de la Geneza la Apocalipsa cărțile, trebuie să înțelegem păgânismul. So in the first presentation we explained why gay and lesbian marriage is a subject we need to discuss. În prima prezentare am explicat de ce căsătoriile gay și lesbiene sunt un subiect despre care trebuie să discutăm. In the second and third presentation, we showed how it is a key theme of our reform line at every important waymark. În a doua și a treia prezentare am arătat cum este o tematică cheie a liniei noastre de reformă la fiecare marcaj important, la fiecare at every waymark. Da, la fiecare marcaj. We understood 2014 again as the midpoint. Am înțeles 2014 din nou ca fiind un punct de mijloc. Everything turning on that year and the year before and the year after. Toate lucrurile fiind la un punct de cotitură în anul precedent, anul acela și anul după. A lesbian couple and then a gay couple dismantled DOMA. Când un cuplu de lesbiene și un cuplu de homosexuali au distrus DOMA. Which set up the scene for a war with conservatism in 2016. Care a pregătit scena pentru un război cu conservatorismul în 2016. And we all know how that went. Și știm cu toții cum a decurs acel război. Then at the beginning of the fourth presentation, apoi la începutul prezentării numărul 4, we asked the question, is this significant? Am pus întrebarea, este lucrul acesta semnificativ? In 6000 years of history, are these external events significant? În acești 6000 de ani de istorie, sunt aceste evenimente externe semnificative? Is what the United States has done just return to some old Greek way of living? Ceea ce au făcut Statele Unite a fost doar să se întoarcă la vechiul stil de viață al grecilor? Is this as many conservatives believe just the immorality of pagan Rome? Este aceasta ceea ce cred protestanții doar imoralitatea Romei păgâne? Or is something quite different without precedent taking place? Sau este ceva destul de diferit, ceva fără precedent,
ceea ce se petrece acum. So we've gone back to that history. Așa că ne-am întors în timp la acea istorie. We're focusing most of our attention on Greece. Ne vom concentra cea mai mare parte a atenției asupra Greciei. We discussed the obstacles to understanding these sexuality in pagan nations. Am discutat despre obstacolele sau piedicile în înțelegerea sexualității în cadrul popoarelor antice sau Grecia antică. Only since about 1978 has the world externally been willing to discuss ancient sexuality. Doar începând cu anul 1978 a început lumea să fie dispusă să discute despre sexualitatea antică, deci vorbim despre istorici. The issue with how foreign languages can be translated to suit people's particular narrative. Și problema felului în care limbile vechi sunt traduse pentru a se potrivi cu narrativa sau cu ideile cuiva. The issue that since 1978 to now, all of those people are approaching this history with a bias. Problema faptului că toate persoanele care prezintă problema, începând cu 1978 și până azi, abordează problema cu prejudecăți. Pretty much all of that ancient history is written by a man from a male perspective. Și în cea mai mare parte, istoria antică este scrisă de bărbați din perspectiva masculină. The fact that these ancient societies might not have been diverse as our own, but still had diversity of opinions. Și faptul că acele societăți antice, chiar dacă nu erau atât de diverse ca și cele de azi, totuși erau mai multe opinii, era o diversitate de opinii chiar și atunci. And the fact that it took us about a year to go through 200 years of Protestant history. Și ne-a trebuit cam un an să studiem 200 de ani de protestantism. And we're meant to go through a couple thousand years of pagan history in 4 presentations. Și trebuie să parcurgem câteva mii de ani de istorie păgână în 4 prezentări. But the lesson that I particularly want us to take from it is not really a complex one. Însă lecția pe care vreau să o învățăm din toată această istorie nu este neapărat una grea, una complexă. Because there are differences between Egypt, Greece and Rome. Pentru că există diferențe între Egipt, Grecia și Roma. But there's really one common way of thinking that encompasses all of them. Însă este de fapt un mod comun de a gândi, de a privi lucrurile care le cuprinde pe toate sau care este îl găsim în fiecare dintre aceste societăți. Looking at Greece, privind la Grecia, we had to recognize that they think differently than we do. Trebuie să recunoaștem că ei gândeau diferit de felul în care gândim noi. Now, when we discuss modern relationships, noi când am discutat despre relațiile sau când discutăm despre relațiile moderne, ne este destul de ușor să facem lucrul acesta fără ca să ne focusăm pe sex. But because of the way that they viewed marriage and sex back then, it's impossible to go back without discussing it in detail. Dar din cauza felului în care ei vedeau în trecut căsătoria și sexul, este imposibil să parcurgem acest subiect fără să intrăm în anumite detalii. This also applies to ancient Israel. Și aceasta se aplică de asemenea și Israelului antic. If you're getting married in a traditional ceremony back in the history of ancient Israel, dacă te căsătoreai printr-o ceremonie tradițională, atunci în Israelul antic, the husband and wife would get to go through the ceremony. Soțul și soția parcurgeau acea ceremonie. And then they would go to a set up room and consummate their marriage, have sex. Și apoi mergeau într-o cameră special pregătită și acolo
făceau sex. And all their family and friends would hang around the room excited, knowing what was happening on the other side of the wall. Și toată familia și prietenii stăteau în apropiere, bucuroși, știind ce se petrece în camera chiar alăturată. We would be horrified if that happened to us today. Noi am fi teribilați dacă așa ceva s-ar întâmpla cu noi azi. But they weren't really married until this whole ceremony, including the night, had taken place. Însă ei nu erau considerați pe deplin căsătoriți până când întreaga ceremonie, inclusiv noaptea nunții, nu era cu totul împlinită, consumată. One of the issues with even the word homosexuality today. Una dintre problemele cu însăși cuvântul homosexualitate azi is that there's still this idea that it's all about sex. Este faptul că unii încă au această idee că totul se rezumă la sex. Really not. Însă chiar nu este. Nu este așa. When you see an elderly husband and wife that have loved each other for 50 years. Când vezi un soț și o soție în vârstă care s-au iubit timp de ani de zile, their bond is not based in a, just a, some type of sexual relationship. Legătura dintre ei nu se bazează doar pe o anume relație sexuală. It's something I'm not sure if humanity is in a place to even fully explain or express. Ci este ceva pe care cred că omenirea încă nici nu a reușit să explice pe deplin sau să exprime pe deplin. What happens between two people? Ceea ce se petrece, legătura ce se formează între doi oameni. And what is, I don't know how to say it except to say a spiritual level. Și ceea ce este la nivel spiritual, altfel nu știu cum să spun sau să explic. By the time John Arthur started to his health started to fail. În momentul în care sănătatea lui John Arthur începea să degenereze, you know that after 40 years when Theospia's health started to fail. Știți că după 40 de ani când sănătatea lui Theospia a început să degenereze? That relationship is not sex based. Știm că acea relație nu este una bazată pe sex. Jim Obergefell will not have another partner or husband. Jim Obergefell nu și-a căutat un alt partener, un alt soț. Because he still has, he still goes to bed every night and wants to tell John Arthur about his day. Pentru că el încă merge fiecare seară la culcare, dorind să povestească cu John Arthur despre cum i-a fost ziua. It's not a bond that is sex-based. Deci nu este o legătură care se bazează pe sex. Neither is the attraction. Nici nu este vorba de atracție, nu se bazează doar pe atracție. When a man and a woman are attracted to one another, când un bărbat și o femeie se simt atrași unul de altul, we know when that is done right, it is not purely physical. Știm că atunci când lucrurile se practică în mod corect, nu este vorba doar de atracția fizică. A deeper bond that cannot be fully explained. Ci este o legătură mult mai profundă care nu poate fi explicată pe deplin. Not suggesting it doesn't take work. Nu aș vrea să spun că nu este nevoie și de un efort pentru a ajunge acolo. There was a gang of women going around at one point in time. Era un grup de femei care exista la un punct în timp. They would attack a man. Care atacau un bărbat, atacau bărbații. Their motivation was stealing sperm. I don't really understand why. Motivația lor era să fure spermă, dar nu înțeleg de ce. But they would forcefully masturbate him. Dar îl masturbau cu forța pe bărbat. Now he's just been kidnapped. Does he want to have an erection and masturbate? El tocmai a fost răpit.
Credeți că vroia să aibă o erecție, să fie masturbat? No. Nu. But for a lot of people, just with touch, it's not possible to remain in full control. Dar pentru foarte multe persoane, în momentul atingerii, este imposibil să mai dețină controlul. That doesn't mean there's that level of emotion or connection between the participants. Dar asta nu înseamnă că există vreun anumit nivel de emoție sau de conexiune emoțională între participanții la acel act. So when you see these examples in Greek society, așa că atunci când vedeți aceste exemple în societatea greacă, they thought so differently to us. Ei gândeau atât de diferit de noi. In how they gendered the act. În felul în care atribuiau genul persoanei în funcție de actul sexual. Și asta face să nu poată fi comparat cu homosexualitatea din ziua de azi. Their society, their culture viewed relationships and sex differently. Societatea lor și cultura lor vedeau relațiile și sexul într-un mod complet diferit. I want to read now from Ruth Mazo Caraz. Vreau să citim acum de la Ruth Mazo Caraz. She's a professor of history at the University of Minnesota. Este profesor de istorie la Universitatea din Minnesota, profesoară. The author of a number of books focusing on issues of gender and sexuality. Este autoarea mai multor cărți care se concentrează pe gen și pe sexualitate. She normally focuses on medieval Europe, but here she's gone back into particularly Greece. În mod normal, ea vorbește despre Europa medievală, dar acum în această carte s-a focusat pe Grecia antică. This is titled Active Passive Acts Passions Greek and Roman Sexualities. Cartea este intitulată Activ Pasiv Acte și Pasiuni Sexualitatea la greci și la romani. Published by Oxford University Press. Publicată de Oxford University Press. The translators, this is on page 3. We'll start reading from page 3. You don't need to translate. I'll just paraphrase part of it and then we'll read some. Voi parafraza o parte din ceea ce este scris și apoi vom citi restul. She begins by explaining how this topic opened up externally in 1978. Începe prin a explica cum acest subiect a devenit deschis publicului în 1978. And what a difficult topic it has been. Și cât de dificil a fost că acest subiect. People forming whole theories based upon the interpretation of a couple of words. Unii oameni formând întregi teorii doar pe interpretarea anumitor cuvinte. And fight for those theories vehemently. Și apoi se luptau cu vehemență pentru acele teorii. She says in the last sentence of the first paragraph, the reasons are not far to seek. Scholars' approaches to issues of gender and sexuality often have real-world political antecedents or ramifications which they see no reason to hide. Ultima frază din primul paragraf. Motivele nu sunt departe de căutat. Abordările savanților asupra problemelor de gen și sexualitate au adesea antecedente sau ramificații politice în lumea reală, pe care nu văd niciun motiv ca să le ascundă. Însă ea spune că aproape toți sunt de acord asupra două lucruri. The first is that these ancient societies viewed sexuality differently to us. Primul este faptul că aceste societăți antice vedeau sexualitatea diferit de cum o vedem noi. The second thing practically everyone agrees on. Iar al doilea lucru asupra căruia sunt toți de acord is
their view of the active and the passive. Este perspectiva lor legată de activ și pasiv. Last sentence, the second paragraph, that the ancient world, both Greek and Roman, categorized sexual behaviors or identities not by the gender of the participants, but by the sexual role each played. Ultima propoziție din al doilea paragraf, că lumea antică, atât greacă cât și romană, a clasificat comportamentele sau identitățile sexuale nu după genul participanților, ci după rolul sexual pe care îl juca fiecare. We'll skip the next paragraph and go to the one after. Vom sări următorul paragraf. Both modern and strong social constructionists have tended to agree that gender roles, masculine or feminine, active or passive, were more important than object choice in the ancient world. Atât constructorii sociali moderați, cât și cei extremi, tind să fie de acord că rolurile de gen masculin sau feminin, activ sau pasiv, erau mai importante decât atracția sexuală în lumea antică. Key to the distinction of gender roles was the concept that men are active and women are passive, or that men are penetrators and women are penetrated. Thus, anyone who is penetrated or is in other ways passive, not just penetration, passive itself, is gendered feminine, and anyone who penetrates is masculine. Cheia distincției rolurilor de gen a fost conceptul că bărbații sunt activi și femeile sunt pasive, că bărbații sunt cei care penetrează și femeile penetrate. Astfel, oricine este penetrat sau este în alte moduri pasiv, este de gen feminin, iar oricine penetrează este masculin. For the Romans, to penetrate other men could be a sign of masculinity. Women who penetrate and men who are penetrated are seen not primarily as sexual deviants, but as gender transgressors. Pentru romani, penetrarea altor bărbați putea fi un semn de masculinitate. Femeile care penetrează și bărbații care sunt penetrați sunt văzuți nu în primul rând ca devianți sexuali, ci ca transgresori de gen. And if when you gender transgress you become this, it's not a good thing. Și dacă atunci când faci această transgresie de gen, devii aceasta, nu era ceva bun. They had names for him. Și pentru ceea ce făcea bărbatul, aveau anumite nume. This was an area where people form passionate theories on the definition of two words. Aici este un scenariu în care multe persoane formulează teorii pasionante despre două cuvinte. I believe these are two versions because it existed for both Greeks and Romans. Cred că acestea sunt două versiuni pentru că existau și pentru greci și pentru romani aceste cuvinte. Kinaidos or Cineidos? Kinaidos sau Cinedus? It's a really derogatory term, an awful term if you lived back then. Erau niște cuvinte foarte derogatoare, niște cuvinte foarte urâte dacă trăiai atunci. There is evidence that they weren't just kept for men who slept submissively with other men. Există dovezi că acestea nu erau folosite doar pentru bărbații care se culcau în mod pasiv cu alt bărbat. But if they seemed anyway effeminate, dar dacă vreun bărbat părea în orice fel de mod feminizat or even immoral with women, sau dacă era imoral în privința femeilor, their definition of immorality, which is not ours, pe baza definiției lor cu privire la imoralitate, nu a definiției noastre. But there is evidence that these were could also be translated today in some contexts. Dar dacă sunt dovezi că ei ar fi fost greșiți și s-ar potrivi și astăzi în anumite contexte. With a six-letter F word that has been used against homosexuals. Cu acel cuvânt din șase litere care este folosit împotriva homosexualilor. So their view of two men in a relationship as equals was not good. Așa că perspectiva lor despre doi bărbați într-o relație sexuală ca egali nu era una bună, nu priveau cu ochi buni asta. Next paragraph. This way of Următorul understanding paragraph. Sex
as something someone does to someone else seems fairly common in ancient Mediterranean culture, although is a long way from modern understandings of homosexuality as related to the gender of object choice, not the gender of act performed. The idea that is only the passive man or active woman who is perverted, not the man who penetrates another man or the woman who is penetrated by another woman, certainly survived well into this century. Acest mod de a înțelege sexul ca ceva pe care cineva îl face altcuiva par destul de comun în cultura mediteraneană veche. Deși este o cale lungă de la înțelegerile moderne ale homosexualității legate de genul partenerului ales, nu de genul actului efectuat, ideea că doar bărbatul pasiv sau femeia activă sunt pervertiți, nu bărbatul care penetrează un alt bărbat sau femeie care este penetrată de o altă femeie, a supraviețuit cu siguranță până în acest secol. Ceea ce vrea să spună ea este că sunt rămășițe ale acestui mod de gândire chiar și în societatea de azi. And she connects that to the idea held among the North American public that gay men are effeminate and lesbians are masculine. Și a spune asta despre o opinie larg răspândită în rândul publicului nord-american, conform căreia bărbații homosexuali sunt efeminați și lesbienele masculine. Much of that is not true. It's formed through a social construct. Și foarte mult din acest gând nu este corect, este un gând format prin construcția socială. There's a really good YouTube video. Este un video pe YouTube foarte bun. Where they take these two men. În care iau doi bărbați. They're interviewed, you see them interacting daily life. Li se ia un interviu, apoi sunt filmați cum se comportă în viața de zi cu zi. And then it asks which one is gay, which one is heterosexual. Și la final se pune întrebarea, care dintre ei credeți că este gay și care este heterosexual? One was homosexual, one was heterosexual. Deci unul era homosexual, iar unul era heterosexual. I'm avoiding using the terms gay and straight because I view that as, I don't think that's a nice way to put it. I'll say homosexual, heterosexual. Evit să spun gay și straight, adică drept. Mai bine prefer să spun heterosexual. Mi se pare mai corect. What they were doing is showing the one that had this high-pitched voice. Unul dintre bărbați avea o voce destul de subțire. You seemed more effeminate was actually the one who was heterosexual. Și părea mai efeminat, însă el era chiar cel care era heterosexual. He was married with children. Era căsătorit, avea copii. And it was the other man with the deep voice and the muscles. He was homosexual. Și celălalt bărbat cu vocea groasă, plin de mușchi, el era cel homosexual. And they explained how this idea that gay men are effeminate and lesbians are masculine is a social construct, at least to a degree. Și au încercat să explice până la un anumit grad felul în care faptul că homosexualii sunt efeminați și lesbienele masculine este un construct social, nu este așa. I'm not suggesting people aren't being themselves, but there's a social construct and a discriminatory idea behind that view. Nu vreau să spun că oamenii nu sunt ei înșiși, dar este un construct social și sunt anumite idei discriminatorii în spatele acestui and gând. And she's linking that back to most of Earth's history when gender was seen in the act, not in the person themselves. Și a face legătură între aceasta și cea mai mare parte din istoria sexuală, istoria acestui pământ, când genul era în funcție de actul sexual, nu în funcție de sexul persoanei. Next paragraph. The fact that there is more than one way of understanding homosexual behavior in contemporary culture should remind us that the ancients did not have a unitary view of it either. Attitudes varied from archaic to classical Greece to Rome,
and varied too within a given polis. Faptul că există mai multe moduri de a înțelege comportamentul homosexual în cultura contemporană ar trebui să ne amintească că nici cei din vechime nu aveau o viziune unitară asupra acestuia. Atitudinile variau de la Grecia arhaică la clasică până la Roma și variau de asemenea într-un anumit polis. But as I said at the beginning, there's always variations, but we are discussing what was legally tolerated. Așa cum am spus la început, întotdeauna au existat și anumite variații, însă noi discutăm lucrurile care erau tolerate în mod, din punct de vedere legal. I don't really care about what one of their gods did. Nu sunt interesată de ce făcea unul din zeii lor. In general, if John Arthur was gay in the 1950s, he lost his job. Dar la modul general, dacă John Arthur ar fi fost gay în anii 1950, și ar fi pierdut locul de muncă. When he committed to a relationship with someone who was of the same gender. Dacă ar fi intrat într-o relație cu cineva de același sex. How would that have been tolerated in ancient Greece? Însă cum ar fi fost tolerat lucrul acesta în Grecia antică? We've discussed what same-sex relations they did have. Am discutat ce fel de relații dintre persoane de același sex existau în acea societate. Through the practice of pederasty. Prin practica pederastiei. So when you're a 13-year-old male, you'll be courted by a much older man. Deci când ajungeai să fii un bărbat de 13 ani, erai curtat de un bărbat mult mai bătrân, mai în vârstă, he is primarily your teacher. Care devine învățătorul tău. When you reach adulthood, height, beard, the relationship must end. Când ajungi la vârsta adultă, înălțime, barbă, relația dintre voi trebuie să se încheie. Any type of sexual relationship for sure cut there. Și orice fel de relație sexuală trebuia cu siguranță să înceteze. You have to go find a young boy. Trebuia să mergi să cauți un alt băiat tânăr. And then about 30 you have to marry a woman. Și apoi, cam în jurul vârstei de 30 de ani, trebuia să te căsătorești cu o femeie. And at the end of that paragraph she shows how two historians have discussed this. Și la sfârșitul acelui paragraf, ea arată cum doi istorici au discutat despre acest subiect. And said that even though this was popular among the elites, that among the mass of the Athenian people, the mass of the lower class people condemned both active and passive partners. Și ea spune că deși aceste relații erau mai acceptabile în rândul elitelor, în rândul masei, în poporul atenian, aceștia condamnau atât partenerul activ cât și pe cel pasiv. Deci condamnau aceste acte. So for much of the lower classes, it didn't even matter if you were the active male. Deci pentru cea mai mare parte din rândul maselor, nici măcar asta nu conta dacă tu erai bărbatul activ. There was an abundance of social stigma. Că aveai parte de foarte multă stigmă socială. And you see this debate of tolerate it or see it as an abomination just in the writings of Plato. Și poți să vezi foarte multe dezbateri legate de faptul că era ceva tolerat sau era ceva acceptabil social, doar legat de scrierile lui Plato. Platon. Reading on. The mainstream of majority view of a given culture, whether that of today or antiquity, is created in large part by a dominant masculine discourse. Curentul de vedere majoritar al unei culturi date, indiferent dacă este în prezent sau în antichitate, este creat în mare parte de un discurs masculin dominant. Yet the kynados, this slur, clearly was understood as someone who enjoyed being anally penetrated, whether or not this was the core of his identity. Even if it were the immoderacy of his desire, rather than his passive role that was important, he was still fundamentally a gender transgressor, feminine in that immoderacy. The kynados comes in for far more censure than a man with an immoderate desire to penetrate,
although the latter also can meet with disapproval. Cu toate acestea, Kinaidos a fost înțeles în mod clar ca cineva căruia îi place să fie pătruns anal, indiferent dacă aceasta era sau nu miezul identității sale. Chiar dacă exagerarea dorinței sale ar fi fost cea importantă, mai mult decât rolul său pasiv, el era totuși fundamental un transgresor de gen feminin în acea exagerare. Un Kinaidos are parte de mult mai multă cenzură decât un om cu o dorință excesivă de a penetra, deși și acesta din urmă poate întâmpina dezaprobare. So how did a general society treat the people of today who would have wanted to be a Theaspire or a John Arthur? Așa că cum ar fi societatea de atunci, cum ar fi tratat un cuplu ca și John Arthur sau Theaspire? Because you go back into these cultures, into ancient civilizations, and sex was everywhere. Pentru că atunci când te duci înapoi la acea cultură, la acea civilizație, acele civilizații antice, vezi că sexul era predominant peste tot. But what's the issue? Dar care era problema? Every single time, de fiecare dată, it must work off this construct. Trebuie să funcționeze pe baza acestui construct. Male. Bărbat. Now put female in brackets. Și voi pune femeie în paranteză. Because it's not that she's a woman. Pentru că nu e vorba să fie chiar femeie. This might be a man. Poate să fie tot bărbat. Frankly, it might be an animal. De fapt, putea să fie chiar și un animal. Just as long as it's not. To be honest, the god they worshipped, masculinity. De fapt, ei venerau masculinitatea. Acesta era Dumnezeul venerat. So why could underage people by today's standard be penetrated or played a submissive role? Așa că de ce era în regulă ca minorii, după standardele noastre, să fie penetrat sau să joace rolul de supus? Din două motive. One, they were often not penetrated. Adesea nu erau penetrați. They would do other things, sex between the thighs or masturbation. Făceau alte lucruri, masturbare sau sex între fese. But the key point is the age. Însă punctul cheie era vârsta. And what does Aristotle say about the young? Și ce spune Aristotel despre cei tineri? Young comes under the title female. Tinerii intră în categoria femei. Formed, deformed. Da, unii erau întreji și unii deformați. Not fully formed. Deci erau considerați că nu sunt complet formați. Still has development to do. Că încă sunt anumite lucruri care trebuie să se dezvolte la ei. Superior, inferior. Da, avem categoria superioară și cea inferioară. Ruler, ruled, leader, led. Da, conducător, condus, lider, da, persoană condusă. And he says older, young. Și din nou avem în vârstă și tânăr. There's a reason that he connects the female with young. Și există un motiv pentru care femeile sunt legate de tineri. And that's the only reason that they tolerated those same-sex relationships. Și acesta era singurul motiv pentru care ei tolerau acele relații între persoane de același sex. Because up until he had a little stubble on his chin, he's female. Pentru că atâta timp cât încă nu îi creștea barba pe față, era considerat ca o femeie. And as soon as he becomes male then, și apoi, îndată ce devine bărbat, do not want to be associated with female. Nu mai doreau să fie asociați cu femeile, cu genul feminin. Which means, as people say today, be a man. Așa cum spun bărbații azi, cum există această expresie, fii bărbat sau îmbărbătează-te. She discusses Rome for a moment. This is
I-a discutat apoi despre Roma. Aceste cuvinte erau folosite de greci. Și cuvintele folosite de romani. She says most of what survives about this word is the vilification, which shows us how intensely at least one segment of Roman society equated masculinity with penetrative sexual behavior. Cea mai mare parte din ceea ce supraviețuiește despre acest cinedi este denigrarea, care ne arată cât de intens au echivalat cel puțin un segment al societății romane masculinitatea cu comportamentul sexual penetrant. And she touches on women. Apoi vorbește despre femei. She quotes a... Just one moment. Second century AD historian. Un istoric din secolul al doilea este citat în continuare. Placed female-female intercourse in his category of dreams about unnatural sexual acts and distinguished between dreams of being the active and passive partner. A plasat relația femeie-femeie în categoria de vise despre acte sexuale nenaturale și a făcut distinția între visele de a fi partenerul activ sau pasiv. And she's quoting a modern person. Și apoi citează pe cineva din un istoric modern. Bruton suggests that these acts, a lesbian act, sexual act, was perceived as unnatural because they failed to recreate patterns of social dominance. They perpetuated the penetrator-penetrated dichotomy. Without that dichotomy corresponding to positions in a social hierarchy, as it was usually assumed today. Burton sugerează că aceste acte, deci actele dintre lesbiene, au fost percepute ca fiind nenaturale, deoarece nu au reușit să recreeze tiparele de dominanță socială. Au perpetuat dihotomia penetrator-penetrat, fără acea dihotomie corespunzătoare pozițiilor din ierarhia socială, așa cum se presupunea de obicei azi. So it was even harder with women because they still couldn't recreate that sexual hierarchy. Așa că era chiar mai greu în cazul femeilor pentru că ele chiar nu puteau să recreeze acea ierarhie sexuală. For the translators, if you go to your quotes, there's a heading that says Rome and we're going to start discussing Rome. Da, vom merge la citate, acolo unde scrie Roma și vom începe să discutăm despre Roma. You find that on midway on page 4. La mijlocul paginii 4. It just starts by saying how Rome was different to today. Începe prin a spune că Roma era diferită de cum suntem noi azi. Second sentence. A doua propoziție. Latin lacks words that would precisely translate homosexual or heterosexual. The primary dichotomy of ancient Roman sexuality was active, dominant, masculine, passive, submissive, feminine. Latinei îi lipsesc cuvintele care să traducă exact homosexual și heterosexual. Dicotomia primară a sexualității romane antice era activă, dominantă, masculină și pasivă, supusă, feminină. Roman society was patriarchal, and the freeborn male citizen possessed political liberty and the right to rule both himself and his household. The conquest mentality shaped same-sex relations. Roman men were free to enjoy sex with other males without a perceived loss of masculinity or social status as long as they took the dominant or penetrative role. Societatea romană era patriarhală, iar cetățeanul de sex masculin, născut liber, avea libertate politică și dreptul de a se conduce atât pe el însuși, cât și gospodăria sa, familia. Mentalitatea de cucerire a modelat relațiile de același sex.
Bărbații romani erau liberi să se bucure de relații sexuale cu alți bărbați, fără o pierdere percepută a masculinității sau a statutului social, atâta timp cât își luau rolul dominant sau penetrant. Acceptable male partners were slaves, former slaves, prostitutes or entertainers. Partenerii de sex masculin acceptabili erau sclavi, foști sclavi, prostituate și animatori. So the difference, that the similarity between Greek and Roman society is they think the same way. Deci, asemănarea între societatea greacă și romană este că gândesc la fel. They see men and women very similarly. Ei văd bărbații și femeile într-un mod foarte asemănător. The worship of masculinity and the patriarchal model is consistent. Venerarea masculinității și modelul patriarhal sunt prezente, consecvente. Now the difference. Dar acum diferențele. Roman society did not have pederasty. Societatea romană nu avea pederastia. This is Greek. Aceasta era prezentă la greci. So if you're a Roman man, așa că dacă erai bărbat roman and they were happy to have sex with anyone or anything, și aceștia erau dispuși să facă sex cu oricine și orice, the only thing that mattered, that gendered you a true man, was the role you played. Și singurul lucru care conta, care îți arăta genul, era rolul pe care tu îl jucai în acel act. But because they did not have pederasty, no free male citizen was an option. Și pentru că la ei nu exista pederastia, niciun cetățean liber nu era o opțiune pentru ei în acest caz. I know there's exceptions. Știu că au existat și excepții. Where people broke through the normal status quo. Când oamenii au încălcat normele obișnuite. Where someone homosexual by today's definition did have committed relationships. Când cineva care era homosexual, după definiția noastră de azi, avea relație serioasă cu cineva. But general society, if you were just wanted to have sex and still attracted to masculine beauty. Dar în societate, în general, dacă vrei să faci sex și erai atras de frumusețea masculină. And I want to make the point, that is not homosexuality. Vreau să spun, aceasta nu înseamnă homosexualitate. That is not being gay as it's understood today. Nu asta înseamnă să fii gay, așa cum este înțeles azi a fi gay. A fi homosexual. They always worshipped the male body. Ei întotdeauna au venerat bărbatul tânăr. And having that kind of variety of sexual partners was just normal. Și avea o astfel de varietate de parteneri sexuali era pur și simplu ceva normal. That's not how we understand being gay today or lesbian. Nu așa înțelegem azi a fi homosexual sau lesbiene. But if you were Roman and you wanted a committed relationship, dar dacă erai roman și vrei să fii într-o relație serioasă cu un angajament față de cineva, if you were a John Arthur and you saw a Jim Oglethorpe at the other side of the room, dacă erai un John Arthur și vedeai un Jim Oglethorpe în celălalt capăt al camerei, unless one of those is a slave, prostitute or entertainer. Doar dacă unul dintre ei ar fi fost un sclav, o prostituată sau un animator. And you're happy just to have a sexual relationship on the side. Și dacă te mulțumeai doar să ai o relație sexuală cu acea persoană. Then that relationship was not tolerated in ancient Rome. Dacă nu vrei doar o relație sexuală, ci ceva mai mult, acea relație nu era tolerată în Roma antică.
The morality of the behavior depended on the social standing of the partner, not the gender of the partner. Moralitatea comportamentului depindea de poziția socială a partenerului, nu de genul acestuia. It's the second last paragraph, one sentence for that source. Beginning. The morality of the behavior. Da, a spus de unde era citatul pentru traducători. You see a change in the art here. Vedem o schimbare în artă aici la romani. Between Greece and Rome. Da, o schimbare între Grecia și Roma. With Greece. În Grecia. People make it sound like there's a lot of vases and carvings showing these same-sex relationships. În cazul grecilor erau foarte multe vase și picturi care arătau aceste relații homosexuale. But when you put that in the context of the thousands of carvings that they actually have access to, it isn't that many. Dar dacă ne gândim la miile de vaze, de exemplu, la care avem acces, nu sunt chiar atât de multe. But there still are a significant amount of illustrations of these relationships and the sex act. Însă cu toate acestea sunt suficient de multe ilustrații ale acestui act sexual. When it comes to how they are illustrated in Greece. Când era vorba să fie anumite ilustrații în Grecia. They would illustrate Erastes the teacher. Aceștia îl ilustrau pe Erastes, învățătorul, cu Eromenos, cu elevul. Amândoi erau prezentați dezbrăcați. Și Erastes avea o erecție. Și era în mod clar excitat din punct de vedere sexual. Dar Eromenos niciodată nu era arătat așa. He's always seen with this blank expression staring off into the distance. El era mereu cu acea privire absentă, privind undeva în gol, la distanță. And without an erection. Și fără să aibă o erecție. The reason being is that in a few short years this student will become a man. Motivul fiind faptul că în câțiva ani acel elev trebuia să devină un bărbat. And it would have seemed improper if it appeared that he was in any way enjoying the sexual side of that relationship. Și ar fi fost neadecvat dacă era prezentat că el s-ar fi bucurat în vreun fel de acea relație sexuală. Now this causes a fight between historians. Lucrul acesta a cauzat o luptă între istorici. Where some say this was just abuse and this student is just traumatized. În care unii spuneau că acesta era pur și simplu un abuz și elevii erau traumatizați. And others say what is carved could not have just been real life. Iar alții spun că ceea ce se picta nu era realitatea vieții, nu era cum era în viața reală. There must have been cases where the student was participating or enjoying the act. Sigur, trebuiau să fie cazuri când elevul se bucura și avea și el bucur plăcere în acel act. But what it does show you is how society viewed them. Însă ce ne arată aceste vase este modul în care societatea vedea aceste relații. That even here, the submissive, because he will be a male one day, cannot be seen to be deriving pleasure from the acts.
Pentru că chiar și aici, în aceste picturi, cel care era supus, pentru că trebuia să fie într-o zi și el bărbat, nu putea fi făcut să pară că îi place. Now when you come to Rome, it's different. Însă când vine vorba de Roma, lucrurile stau diferit. In all of their illustrations, or many of them, you can see both parties sexually excited in that sex act. Da, în cazul lor poți să vezi ambele părți implicate în actul sexual bucurându-se de acel act. The reason for that Motivul este is that the submissive, when it came to those Roman relationships, would never attain the level of a free male citizen. Cel supus în cazul acelor relații la romani nu urma să atingă niciodată nivelul unui cetățean liber. So you didn't have to try and preserve them for some later date when they really are properly masculine. Așa că nu trebuia să încerci să-i păstrezi pentru un timp în viitor când vor deveni cu adevărat bărbați. For Greece, the submissive youth would one day be expected to fight for and lead the country. În cazul grecilor, tânărul supus era așteptat ca într-o zi să lupte pentru țară și să o conducă. With normal or high social status. Având un statut social normal sau unul înalt. In Rome, the submissive did not have that hope. Însă în Roma, cel supus nu avea această speranță. So the Romans did not mind illustrating the submissive as deriving sexual pleasure. Așa că romanii nu aveau nicio problemă în a-l ilustra pe cel supus ca având plăcere sexuală. Now we come to Constantine. Acum ajungem la Constantin. This part gets really interesting. Această parte devine chiar interesantă. Because this mindset did not change. Pentru că această mentalitate nu s-a schimbat. When we see Constantine bring in his Christian laws, când îl vedem pe Constantin dând aceste legi creștine, it was based on what they already approved of in Roman society. Acestea se bazau pe lucrurile care deja erau aprobate în societatea romană. Quoting from your notes. Citând din notițe. Midway of page 5. Nevertheless, the concept of sexuality behind the laws did not change. The added interpretation by Constantine specified a crime which consisted of a male of high status being forced or coerced into an act in which he played the passive sexual role and consequently moved outside of his gender role. Cu toate acestea, conceptul de sexualitate din spatele legilor nu s-a schimbat. Interpretarea adăugată a specificat o infracțiune care consta în faptul că un bărbat cu statut înalt este forțat sau constrâns într-un act în care joacă rolul sexual pasiv și, prin urmare, s-a mutat în afara rolului său de gen. What I would really like to dismantle is the idea that paganism was progressive and Christianity came in and ruined everything. Ceea ce vreau să desființez, de fapt, este această concepție cum că grecii au avut o cultură progresistă, iar apoi creștinismul a venit și a stricat, de fapt, totul. These quotes are from the African Human Rights Law Journal. Următoarele citate sunt din jurnalul legat de legi africane. The influence of Roman laws regarding same-sex acts on homophobia in Africa. Influența legilor romane cu privire la actele homosexuale și efectele lor asupra homofobiei din Africa. By Susan Haskins. De Susan Haskins. She's a lecturer at the Department of Ancient Languages in the University of Pretoria, South Africa. Ea este lector la Departamentul de Limbi Antice, Universitatea din Pretoria, Africa de Sud.
One more quote from her. Încă un citat de la ea. A law was published in 438 and is recorded in the Theodosian Code 97678. O lege a fost publicată în 438 și este înregistrată în codul Teodosian 97678. This law refers to the disgraceful custom some men have of acting in a passive role, like a woman, during sexual intercourse. In both cases, a man taking the passive role, that of the woman, in sexual intercourse is the object of this law, rather than all men engaging in same-sex acts. Această lege se referea la obiceiul rușinos pe care unii bărbați îl aveau de a acționa într-un rol pasiv ca o femeie în timpul actului sexual. În ambele cazuri, bărbatul care avea rolul pasiv, cel al femeii, în relațiile sexuale, făcea mai degrabă obiectul acestei legi față de toți bărbații implicați în acte de același, cu persoane de același sex. These edicts do not institute a new crime, but instead encourage the enforcement of the existing laws on same-sex acts, laws they already had. Să ținem cont că aceste edicte nu instituiau o nouă infracțiune, ci încurajau aplicarea legilor existente cu privire la actele între persoane de același sex. That's all, about all that I want to say for Rome. Cam atât am vrut să spun legat de Roma. Because essentially it's the same as Greece, but without the pederasty. Pentru că în mare este același lucru ca și Grecia, doar că fără pederastie. Both are heavily based on sexism. Ambele se bazează foarte tare pe sexism. On the idea of a passive role. Sau pe această idee a unui rol pasiv. And this is the mindset that dominates the pagan world from Egypt. Și aceasta este mentalitatea care domina lumea păgână, începând cu Egiptul, which we will discuss in a moment, despre care vom discuta imediat, up and through the time of Constantine. Și chiar până la timpul lui Constantin. You still see it today. Și chiar și azi putem vedea această mentalitate. With how gay and lesbian people are viewed. După cum sunt văzuți homosexualii și lesbienele. Which is based on this idea between the masculinity of penetration, care ține de această idee a masculinității sau a penetrării, all that comes connected with that, și tot ce este legat de aceasta, which I would suggest is just a first-born mentality, și sugerez că este doar mentalitatea de taur apis. This is just the pagan Apis bull worship of masculinity. Este venerarea de tipul taurului Apis păgân a masculinității. And what ancient Israel couldn't recognize in Christ was when he didn't operate with that mindset. Și ceea ce Israelul antic nu putea recunoaște la Hristos era faptul că el nu acționa având acea mentalitate. Egypt. Egiptul. Don't have much to say about Egypt. Nu am prea multe de spus legat de Egipt. It's a complicated history. Este o istorie complicată. But I want to discuss the Kahun papyri. Însă vreau să discut despre papirusurile Kahun. Going to erase this. Voi șterge aici. Known as the Kahun papyri. Sunt cunoscute ca papirusurile Kahun. And in this source, it discusses a number of things. Și în această sursă sunt discutate mai multe lucruri. Was discovered in 1889. A fost descoperită în 1889. And you would find it at the University College of London. Și poate fi găsită la Colegiul Universitar London. It's one of the largest collections of papyri ever found.
Este una dintre cele mai mari colecții de papirusuri găsite vreodată și datează din 1825 înainte de Hristos. So we've seen the mindset that existed under pagan Rome. Așa că am văzut mentalitatea care era în timpul Romei păgâne, even under Constantine, chiar și până la Constantin. We're going back nearly 2000 years. Însă acum mergem înapoi în timp cu încă aproape 2000 de ani. It's the reign of Amenemhat III. Era domnia lui Amenemhat al III-lea. This is not an exact date, of course. Bineînțeles, nu este o dată chiar exactă. Contains something called the Osiris myth. Conținea ceva cunoscut sub numele de mitul lui Osiris. Now there are many stories about these two people through ancient Egyptian literature. Sunt foarte multe istorii legate de aceste două personaje în mitologia egipteană. That is Seth and Horus. Și este vorba de Set și Horus. But I just want to refer to one of these stories. Dar vreau să fac referire doar la una dintre aceste istorii. The one found in this papyrus. Cea găsită în aceste papirusuri. Seth is the uncle. Set era unchiul. Horus is the nephew. Iar Horus era nepotul. And of course this is all myth. It's not a true story. Și bineînțeles, acesta este un mit vechi, nu era o istorie adevărată. In a moment they'll talk about their gods and incantations. Pentru că imediat ei vor vorbi despre zeii lor și incantații. But it is a view into the way they thought. Dar ne arată modul în care ei gândeau. So it reads kind of like a Disney fairy tale. Sună cumva ca o poveste de la Disney. Where there's this wicked uncle. Când este acest unchi rău. And there's this fight between them over the throne of Egypt. Și este o luptă între ei cu privire la tronul Egiptului. The nephew is popular and the uncle is unpopular. Și nepotul este popular în timp ce unchiul nu este popular. So the uncle becomes really jealous. Așa că unchiul devine foarte gelos. And he tries to chase Horus away or even kill him. Și încearcă să îl fugărească pe Horus sau chiar să-l ucidă. And when he fails to be able to drive his nephew away, și când nu reușește să îl alunge pe nepotul său, Horus, he decides I'll just humiliate him until he needs to, until he get, is banned from Egypt. Se hotărăște să îl umilească până când ajunge să fie alungat din Egipt. So he wants the throne, he's jealous. Așa că el vrea tronul, este gelos. He decides the way to get rid of the nephew is to humiliate him and have him banned from the country. Și decide că modul de a scăpa de el este să îl umilească și să îl facă să plece din Egipt. So Seth hosts a party. Așa că organizează o petrecere. He gets Horus as drunk as he can. Îl îmbată pe Horus cât de mult. And then he takes his nephew to bed. Și apoi îl duce în pat. And what he does is he tries to penetrate Horus. Și ce face este că încearcă să-l penetreze pe Horus. But Horus was not as drunk as he thought. Dar Horus nu era chiar atât de puternic pe cât credea. And instead he moves his body and catches the semen in his hand. Și cumva își mișcă corpul și prinde sămânța în mâna lui. But Seth didn't know that. He thought his plan was successful and he penetrated Horus. Însă Set nu știa lucrul acesta, credea că planul său a fost cu succes și că l-a penetrat pe Horus. Horus then runs to his mother. Horus fuge apoi la mama lui.
and says, do you know what my uncle just tried to do last night? Știi ce tocmai a încercat să facă unchiul meu seara trecută, îi spune ei? She gets really angry. Ea se supără foarte tare. She gives her nephew a plan. Și îi spune nepotului un plan. She says, go masturbate. Îi spune, du-te, masturbează-te. And then put your semen into Seth's food. Și apoi pune sămânța ta în mâncarea lui Seth. Now they move to the gods. Apoi se duc la zei. So Seth eats his food which contains the semen of his nephew. Seth își mănâncă mâncarea care conținea sămânța nepotului său. He drags his nephew before the court of the gods. Își aduce apoi nepotul în fața instanței zeilor. What he's essentially accusing his nephew of is playing a passive partner in a sexual act. Și îl acuză de fapt pe nepotul său că a jucat rolul pasiv într-un act sexual. So the gods do whatever they do. Zeii fac ce fac ei. And call the semen to exit the body. Și apoi cer ca sămânța să iasă din trup. As evidence to see if this was true. Ca dovadă pentru a vedea dacă lucrul acesta era adevărat. And when they do that, semen leaves the body of the uncle, but not the nephew. Când fac asta, sămânța iese din corpul unchiului, dar nu din a nepotului. And Seth is embarrassed and flees. Iar Seth este rușinat și pleacă. So in their minds, did it matter that both took part in the sexual act? În mintea lor nu conta că amândoi au luat parte la acel act sexual. Seth is not gay. He wants his nephew killed. Seth nu era gay. El vroia ca nepotul său să fie ucis. At least banished. Sau măcar să fie alungat. Everyone knows it doesn't matter if they don't both took part in the act. Toți știau că nu conta faptul că au luat parte ambii în actul sexual. What matters is who was the submissive. Ci ceea ce conta era cine se supunea, cine era cel supus. Who was unfortunate enough to be gendered as this? Cine era suficient de ghinionist pentru a fi catalogat în această categorie ca femeie? Can we see how sexist this is? Vedem cât de sexist este lucrul acesta. That there is nothing worse that could happen for these male citizens. Că nu era nimic mai rău ce putea să li se întâmple acestor cetățeni de sex masculin decât să fie catalogați ca fiind de sex feminin. No one particularly cared about sex itself. Nimănui nu-i păsa în mod deosebit de actul sexual în sine. Prostitution was everywhere. Prostituția era peste tot. Whatever you do, but do not be female. Puteai face orice, dar să nu cumva să fii femeie. This is the sexism that ruled the ancient world. Acesta era sexismul care predomina lumea antică. There's clay tablets from ancient Mesopotamia. Există niște table de lut din Mesopotamia antică. Known as the Summa Ali. Cunoscute ca Summa Ali. And I list tens of thousands of omens for various actions. Și enumeră zeci de mii de preziceri pentru diferite acțiuni. So if you do this thing, then good will come to you. If you do this other thing, then bad will come to you. Așa că dacă făceai acest lucru bun, urma să ți se întâmple ceva bun. Dacă făceai ce altceva, urma să ți se întâmple ceva rău. The beginning of page 7.
La începutul paginii 7, în notițe. One such section deals with sexual acts eventually touching upon homosexuality. I'll stop there because I'll disagree. Again, an error in a source, this is not homosexuality. O secțiune din ele vorbește despre acte sexuale care ating la un moment dat și subiectul homosexualității. Mă opresc aici pentru că nu sunt de acord cu afirmația. Din nou vedem o eroare în această sursă. Aceasta nu este homosexualitate. Not as we would know it today. Nu așa cum cunoaștem noi homosexualitatea azi. If a man copulates with his equal from the rear, this ancient Babylonian text teaches he becomes the leader among his peers and brothers. Dacă un om copulează cu egalul său din spate, acest vechi text babilonian învață că el devine liderul între colegii și frații săi. One can conclude from this that this act, especially from the dominant perspective, is fundamentally empowering. Se poate concluziona de aici că acest act, în special din perspectiva partenerului care dă, îl împuternicește în mod fundamental. This is how many, especially those who want to conclude that ancient Mesopotamia had a positive view of homosexuality, read the law. Acesta era modul în care mulți au citit legea, în special cei care vor să concluzioneze că Mesopotamia antică a avut o viziune pozitivă asupra homosexualității. However, the fact that it was empowering for the giving partner is a key point, for there must then be a reverse effect. From both our ancient Egyptian myths and our Mesopotamian omens, a fuller picture, one of degradation for the receiving partner, begins to emerge. Cu toate acestea, faptul că a fost împuternicitor doar pentru partenerul care oferă este punctul cheie, pentru că trebuie să existe atunci și reversul. Atât din vechiul mit egiptean, cât și din superstițiile noastre mesopotamiene, începe să apară o imagine mai completă, una de degradare pentru partenerul primitor. So if two men are equals. Dacă doi bărbați sunt deci egali, and one is considered to have played the dominant role in sex. Atunci unul este considerat că joacă rolul dominant în sex. He becomes superior and the leader of all the other men. Iar el devine superior și conducătorul tuturor celorlalți bărbați. But then the opposite must be true. Și atunci și opusul trebuie să fie adevărat. If a man is considered to have played the submissive role, dacă despre un bărbat se consideră că a jucat rolul de supus, atunci el devine degradat și scade în statut moral față de ceilalți bărbați. So if you want to rule, what do you do? Așa că dacă vrei să fii conducător, ce trebuia să faci? Question. Întrebare. This day is not exact to the year or probably even the decade. Această dată poate nu este exact anul sau deceniul. But it's a close enough estimate. They know the generation. Dar este o estimare destul de apropiată, chiar dacă este o mică eroare. To what date does Usher place the destruction of Sodom and Gomorrah? În ce dată plasează Usher distrugerea Sodomei și a Gomorei? 1897 înainte de Hristos. Neither date are exact. Niciuna dintre aceste două date nu sunt exacte. I'm content to lay claim to the idea or to hold to the idea we're talking about the same generation. Dar eu tind să cred că vorbim totuși despre aceeași generație. This isn't even trying to take the idea of Greece, let alone Constantine, and put it on Sodom and Gomorrah. Aceștia nu încearcă să ia ideea Greciei sau cu atât mai puțin a lui Constantin și să o pună asupra Sodomei și Gomorei. This is Egypt and Mesopotamia in the same generation. Aici vorbim despre Egipt și despre Mesopotamia în aceeași generație.
mindset of sex as being a patriarchal act. Această mentalitate a sexului ca fiind un act care ține de patriarhat. This extremely misogynistic view of women and the ideas of submission. Această viziune extrem de misogină a femeilor și a ideilor de supunere can be traced with consistency through Egypt, Assyria, Babylon, Greece, pagan Rome. Poate fi urmărită în mod consecvent, începând cu Mesopotamia, Asiria, Egipt, Babilonul, Grecia și Roma antică. With legacy issues today. Existând lucruri moștenite până azi. Can you see by the time we get to not that many years ago? Și în momentul în care ajungem la perioada de cu câțiva ani în urmă, what were women fighting for in the sexual revolution? Pentru ce luptau femeile în timpul revoluției sexuale? Dismantling this same mindset. Pentru a desființa de fapt aceeași mentalitate that has remained intrinsically connected to the act of sex. Care a rămas în mod intrinsec legată de actul sexual. And this is not the mindset of Christianity introduced by Christianity. Și nu este mentalitatea creștinismului introdusă de creștinism. This is consistent classic paganism. Ci este în mod consecvent, se poate vedea, păgânismul clasic. None of it is understanding or tolerating equal gay or lesbian relationships. Pentru că niciunul dintre acestea nu înțelege și nu tolerează relațiile dintre parteneri gay care sunt egali. None of it is from a principle of equality or human rights. Niciuna dintre acestea nu este din principiul egalității sau al drepturilor umane. I'm over time, so we'll close for today. Am depășit timpul, așa că vom încheia pentru azi. Before we come back tomorrow, just consider till then. Dar până ne vom reîntâlni mâine, vă rog să vă gândiți. Not considering Adventism, not considering this movement. Nu la adventism, nu la această mișcare. Just tracing the external. Doar urmărind externul. What happened to the United States? Ce s-a petrecut cu Statele Unite? That made this possible. Care a făcut acest lucru să fie posibil? We'll look at that tomorrow. Ne vom uita mâine. If you kneel with me, we're closing prayer. Vom încenunchea și vom încheia cu o rugăciune. Dear Lord in heaven, Tată drag din cer, we see how far you have brought your people. Vedem cât de departe ai condus poporul tău. We're standing again on the borders of Eden. Ne aflăm din nou la hotarele Edenului. In just a few years, you've undone 6,000 years of sexism. În doar câțiva ani ai reparat 6,000 de ani de sexism. At least when it comes to the message, if not every individual heart. Cel puțin în ce privește mesajul, dacă nu fiecare inimă în mod individual. You are doing amazing things. Tu faci lucruri uimitoare. We know at the formalization of the message is a revelation of the glory of God. Și știm că la formularea soliei este o descoperire a slavei lui Dumnezeu. May we see your glory in the messages of this camp meeting. Ajută-ne să vedem slava ta în soliile din această tabără. I pray this in Jesus' name. Mă rog acestea în numele Domnului Iisus. Amen. Amin.